Conform surselor judiciare, în județul Argeș, în acest moment, pe rolul unităților de parchet, numai puțin de 22 de dosare privind referendumul pentru demiterea președintelui suspendat Traian Băsescu din 29 iulie. Dosarele din Argeș de pe rolul unităților de parchet sunt distribuite după cum urmează. Parchetul de pe lângă judecătoria Pitești, 8 dosare, articolele 52, 53 și 54 din legea 3 pe 2000. Parchetul de pe lângă judecătoria Câmpul Lung, 5 dosare penale, articolul 54 din legea 3 pe 2000. Parchetul de pe lângă judecătoria Curtea de Argeș, un dosar, articolul 54 din legea 3 pe 2000. Parchetul de pe lângă judecătoria Costești, 8 dosare, articolele 52, 53, 54 din legea 3 pe 2000. N-am fost informat, eu știu că există câteva dosare penale care au fost întocmite încă dinainte de ziua de referendum și chiar și în ziua de referendum și care se refereau la interzicerea exercitării dreptului de vot și alte chestiuni care, în rest, în legătură cu ceea ce se verifică acum cu vot multiplu sau nu am niciun fel de informație. Nu am primit niciun fel de înștiințare. Demn de menționat este faptul că articolul 52 din legea 3 pe 2000 se referă la împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercițiu al dreptului de a participa la referendum. Articolul 53 se referă la violarea prin orice mijloace a secretului votului, în timp ce articolul 54 se referă la promisiunea, oferirea sau darea de bani ori de alte foloase în scopul de a determina alegătorul să voteze sau să nu voteze.